Eu din nou, suntem punctuali, începem cu fix 30 de minute întârziere și începem cu un volum colectiv, umanitasare acest obicei de a scoate din când în când volume pe mai multe claviaturi, pe mai multe voci. De data asta e ceva special, nu e o carte pe mai multe voci, e o carte core despre felul în care se trăia în comunism. Și eu am trăit în comunism, poate fi un titlu înșelător pentru unii. Pentru că există tipul ăsta de discurs, iar comunismul nu ne mai interesează. Chiar alaltăieri am purtat o discuție cu cineva care își voia copilul protejat de comunism. Sub toate formele. Deci trebuia dus undeva cât mai departe ca să nu știe. Cartea asta le aduce aminte unora și informează pe alții despre felul în care se trăia în comunism, însă fără platformă ideologică, fără resentiment, fără silă, fără dezgust, cu o sublimare totală a sentimentelor. În mod normal, despre comunism la modul serios, se poate scrie lejer. Despre comunism cu umor e ceva mai greu de scris dacă nu faci roman. Există în această carte însă și voci care tratează capitolele de viață curentă de acum 30-40 de ani cu infuzii de umor și vi l-aș recomanda pe Vlad Zografi, care pleacă undeva între Jari și Kafka și Brecht și Beckett, pe Călin Andrei Mihailescu și pe mulți alții. Sunt 95 de cotizanți la acest volum, unii dintre ei notorii, unii dintre ei relativ cunoscuți, unii anonimi și dorniți să-și păstreze anonimatul, iar Ioana Pârvulescu le-a respectat dorința. Este o carte pe 20 de paliere, în 20 de capitole de viață curentă, cum era în concediu, cum era la medic, cum era la coadă, cum era transportul în comun, cum era. Titlul este un ricoșeu al lui Și eu am fost în Arcadia. Fiecare capitol din cele 20 este deschis de o fotografie a lui Emanuel Tânjala. Este o fotografie de fiecare dată excelentă și în multe cazuri excepțională, care îți ștampilează exact episodul și îți arată, te pune în cadru, te pune în context. Cum era pe vremea când făceam trafic de discuri de vinil? Cum era pe vremea când bărbații sau tinerii sau copiii se uitau prin gradul crăpat de la Țarcul de Nudiști din Mamaia, unde diverse redegiste cehoaice și suedeze câteodată schimbau rujuri, pantofi, ciorap de mătase și mai știu eu ce, deodorante? Cum era străinul? Cum mirosea el? Mirosea bine? Mirosea săpun adevărat? Mirosea deodorant de la bun? Mirosea a afară? Cum era granița? Cum erau limitele? Dar toate astea sunt făcute absolut fără aparat ideologic și aici este una dintre marile chei. O altă cheie, cred, este efectul de ecou pe care îl produc anumite paragrafe. Citești din X și după 20 de pagini sau după 120 de pagini ai ecoul la Y și cele două se leagă, fac un arc. Și în felul ăsta, ceea ce începea ca o recoltă de 360, cred, de texte, de non-ficțiune, de document, devine pe palierul imediat următor un text comparabil cu un roman și chiar un fel de roman. Meritul principal aici, evident, este al Ioanei Pârvulescu, care a muncit pe rupte. Ăsta este termenul. Ce a muncit pe rupte pentru ca această carte să iasă cum a ieșit, pentru ca această carte să aibă grafica pe care o are, să aibă coperta cu sugestia pe care o implică sau sugestiile. Aveți acolo un bec de la de pe vremuri care lumina atunci când ți se dădea voie să ai lumină în casă, nu ți se dădea voie tot timpul. Dar aveți acolo și aluzia unui las de spânzurătoare din punctul meu de vedere, pentru că nu erau niște vremuri normale, erau niște vremuri în care sminteala pândea la fiecare cotitură. Atât am de spus și vi introduc pe invitați, pe Ioana Pârvulescu, autoarea, editoarea, constructorul acestui volum, și pe Mircea Cărtărescu, căruia îi oferim o bine meritată pauză de la autografe după această lansare. Mircea își va reveni, crampele de la degete se vor fi dus între timp și el își va putea continua răsfățul pentru cititori. Mircea Cărtărescu, te rog. Mulțumesc mult, Radu, și pentru
foarte, foarte bună punere în temă a cărții pe care o lansăm astăzi. Și vreau să te și felicit public pentru cartea ta, care este, se anunță un nou bestseller, Radu Paraschivescu. Vă spun bună ziua pentru a doua oară pentru unii dintre dumneavoastră. Ioana a avut o idee extraordinară, vechea mea prietenă și, ce să spun, mai mult decât prietenă, Ioana Pârculescu, a avut o idee extraordinară de a face o carte cum nu s-au mai făcut despre comunism. S-au scris multe cărți despre comunism sau cărți care au atins această problematică foarte dureroasă pentru foarte mulți dintre noi a comunismului. S-au scris romane despre comunism, despre perioada comunistă, s-au scris studii și eseuri, s-au scris tratate de politologie despre perioada comunistă. Ceea ce nu s-a făcut, și eu nu știu să se fi făcut vreodată, chiar în așa zis un lagăr comunist, a fost ceea ce este această carte, o fenomenologie a comunismului. O fenomenologie a comunismului prin sute și sute de exemple, prin eșantioane, prin picături luate cu pipeta din diferite zone ale comunismului românesc. Unul dintre meritele extraordinare ale acestei cărți este privitul înapoi fără mânie. Privitul înapoi fără mânie. Privitul înapoi cu un fel de curiozitate, aș spune eu, de entomolog. Cu un fel de curiozitate de entomolog. Privitul înapoi cu mirare și cu uimire, așa cum un explorator al unei planete străine, cu alte legi, cu altă geografie, cu altă biologie, cu altă fizică, aș putea spune chiar, unde legile fizicii normale nu mai funcționează și sunt înlocuite de alte legi, o poate da. Comunismul a fost, de fapt, o altă planetă. Tot ce cunoaștem noi, din experiența noastră cotidiană, foarte tristă, eu însumi mi-am trăit mai mult de jumătate din viața mea în comunism, tot ce cunoaștem noi despre această lume este această stranie alteritate. Este această stranie alteritate. Lumea comunistă nu este diferită de lumea capitalistă. Nu este diferită de lumea a treia. Este diferită de normalitate. Ăsta este adevărul despre această lume. Este o lume anormală, asemenea lumilor pe dos pe care le inventau manieriștii europeni sau barochiști europeni. Acolo unde oamenii mergeau cu capul în jos și se puteau întâmpla, regele era cerșetor, cerșetorul devenea rege și așa mai departe. Comunismul a fost o astfel de lume. Aici este interesul cărții Ioanei Pârculescu. Nimeni nu condamnă aici, așa cum de fapt trebuie condamnat acest sistem totalitar care ne-a furat de fapt tinerețile multora dintre noi cei de față de aici. Dar nu poți privi acest sistem cu adevărat decât sine ira et studio ca un fel de cercetare științifică și literară în același timp, poate și mai mult decât științifică și literară, fenomenologică, cum am spus, a acestei lumi. Și ceea ce rezultă este un puzzle extraordinar. Vreau să vă spun că este o carte savuroasă. Este o carte savuroasă. Nu e vorba despre cărți obișnuite despre comunism. Este vorba despre o culegere de schițe, de viniete, de eșantioane de trăire proprie, personală, de bucăți de piele escoriată, aș spune eu, care a suferit de acizii și de vânturile fierbinți ale comunismului. Au venit aici oameni de toate felurile, de la filozofi renumiți, de la scriitori renumiți, de la sociologi renumiți, până la muncitori obișnuiți, până la agricultori obișnuiți, punctul lor comun, elementul lor comun fiind experiența unei lumi străine. Am văzut de curând un film al unui regizor rus, după cartea fraților Strugațchi,
care vorbea despre o planetă străină aflată încă în Evul Mediu. Cam așa ceva pentru mine, dacă mă uit în urmă, este comunismul. Nu avem decât să ne gândim că fiecare element al lumii normale ar avea un echivalent pipernicit, un echivalent mincinos în lumea comunistă. Ne gândim la marile invenții ale omenirii. Pentru fiecare invenție a omenirii exista câte o copie sovietică, câte o copie mincinoasă. Nu? În loc de Marconi, l-aveam pe Popov și așa mai departe. Dar nu numai pentru invenții, ci pentru fiecare obiect, până la ultimul șurubel pe care normalitatea în sute de ani de civilizație și de cultură le-a inventat, le-a scornit, le-a migălit pe hârtie sau pe pânză sau pe portative muzicale, pentru fiecare exista o fantoșă comunistă, care astăzi ne stârnește și uimirea, și râsul de foarte multe ori, și oroarea, într-un fel. Sunt nenumărate puncte de literatură fantastică în această carte, care pe mine m-au interesat foarte tare. Unele incredibile, de pildă la un moment dat, o îmblânzitoare de șerpi, fiindcă și acești oameni de la circ au trăit în comunism, nu știa cum să-și mai îngrijească pitonii, pentru că în apartament era foarte frig și pitonii sufereau de frig și uneori mureau. Și atunci a făcut niște găuri în pereți în care a băgat acești pitoni uriași de câte 3-4 metri lungime pentru ca ei să se ghemuiască acolo în micile cuiburi de căldură care veneau de pe hornurile blocurilor. Și așa mai departe, nenumărate astfel de elemente găsești în cartea Ioanei, nenumărate mărunte observații de toate felurile. Eu am scris de pildă despre milițieni, numai despre milițieni, despre experiențele mele cu miliția. De 3 ori am fost ridicat de miliție în plină stradă, fără să fi niște abuzuri firește extraordinare, dar miliția trăia în abuz în acel moment. Era un alt nume pentru miliție. Am fost luat de pe stradă când învățasem pentru o olimpiadă la română, faza pe țară, învățasem și fiind foarte obosit din cauza asta, am ieșit să mă plimb pe aleea circului unde locuiam. Pur și simplu am fost încadrat de 2 milițieni și ridicat și dus la secție, fără nicio explicație. Nu aveam, e adevărat, buletinul la mine. Și m-au dus acolo și m-au ținut 6 sau 7 ore de pomană, fără să vorbească nimeni cu mine, și apoi l-au chemat pe tatăl meu, care m-a luat acasă, în sfârșit. Și nenumărate astfel de experiențe, care în acel moment erau traumatice, erau oribile pentru cei mai mulți raportori, cred că așa se zice, din această carte, aceste experiențe au fost traumatizante. Dar pentru noi care le citim acum, ele se petrec ca în Kafka, ca în procesul sau în castelul lui Kafka, sau ca în marii satirici ruși, nu? În Ilf și Petrov. Noi acum ne vine să râdem de el. Așa cum dacă vedem filmele comice, râdem când un personaj ia prea multe șuturi în fund. Mi se pare ceva ridicol, pe când el, săracul, pătimește evident. Este o carte minunată, vă spun de la început, merită cumpărată, merită citită, merită savurată, merită recomandată tinerilor ca un fel de science fiction, ca un fel de planetă pe dos, și de asemenea aș spune eu ce merită anumiți ideologi ai noștri care fac paradă acum de ultrastâncism, ar merita băgați cu botișorul, așa cum băgăm căței în anumite locuri, mă rog, inavoabile, ar merita băgați cu fața în această carte. Pentru că ei probabil că ori n-au trăit, ori nu-și mai amintesc experiența acelor ani, care pe noi ne-a văduvit interior, ne-a ars ca niște acizi interior. Recomand tuturor această carte, e o carte minunată și îi mulțumesc Ioanei pentru că a avut nu numai inițiativa să facă așa ceva, dar, cum spunea și Radu, a muncit enorm să sistematizeze această carte și să ne prezinte nu un puzzle aleatoriu, ci un adevărat test Rorschach.
în petele aparent aleatorii ale cărora noi ne ghicim propria noastră personalitate. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Radu, mulțumesc, Mircea. Iată, sunt încadrată de România în 7 gesturi și de Solenoi, la mijloc comunismul. Am fost pedepsită pentru această carte pentru că tot primeam mail-uri Ioana Comunism, Comunism Ioana, adică un cuvânt pe care îl detest atât de mult s-a lipit acum de mine, n-am ce să fac. Alaltă ieri, mergând cu un taxi, taximetristul a observat că se stinsese lumina în Piața Victoriei și a spus, ia uite, s-a trezit Ceaușescu și a zis că e prea multă lumină la noi și ne-a stins lumina. Taximetristul era fiul de ospătar și de muncitoare și totuși, spre bucuria mea, el nu regreta comunismul. Sunt totuși oameni care, confundând diverse lucruri, regretă acele vremuri. Cumva din ceea ce am simțit că este un malentendu, s-a născut această carte. Este o carte, după părerea mea, dublu terapeutică. Pe de o parte, terapeutică pentru cei care au trăit în comunism, pentru că ei fac un fel de exorcizare, este un fel de balsam pentru rănile lor, se eliberează de lucrurile rele pe care le-au trăit și le pun în pagină și pot vorbi acum în sfârșit liber și distant sau poate cu implicare despre acestea. Mi se pare mult mai importantă terapia pentru cei care n-au trăit comunismul. Aici cartea acționează ca un fel de vaccin, cum am și spus în prefață. Noi nu avem vaccinuri pentru relele istorice, pentru comunism, pentru fascism, pentru nazism, pentru terorism, acum mai nou. Nu avem alt vaccin decât cărțile și această carte chiar acționează ca un vaccin. Iei un pic de comunism așa în limita celor 400 de pagini, 360 de articole și te vindeci, te lecuiești pe veci. Trebuie să vă spun cum am făcut această carte, că e important. Aici sunt mulți dintre participanții la carte, pe mulți eu nu-i cunosc, pe cei mai mulți nu-i cunosc, îi cunosc doar pe câțiva. Și trebuie să vă spun ce le-am cerut. Și ca să nu mă bănuiți de subiectivitate, am să citesc din site-ul Simonei Tivadar, una dintre participantele la acest volum pe care nu o cunosc, dar am găsit pe internet acest lucru și ea spune așa: am acceptat cu entuziasm propunerea mea, mai ales că ni s-au cerut texte narrative fără emoții violent exprimate, fără insulte sau injurii și adaug eu, fără teoretizări și fără aluzii la prezent. Deci am vrut să fie fapte pure și să fie epice. Am vrut poveste, pentru că povestea spune ceva și pentru că omul înțelege mai bine povestea decât orice altceva. În teorie, am spus recent și într-un interviu, în teorie te poți lupta cu argumente care uneori par plauzibile, deci se încrucișează săbiile teoretice și nu câștigă neapărat adevărul, nu știu cum să spun. Dar când povestești niște fapte nude, fără niciun fel de ideologie, fără nicio teoretizare, asta convinge. Asta arată exact cum a fost. După cum știți probabil, eu m-am ocupat de viața cotidiană și în secolul XIX și în perioada interbelică și numai comparând aceste trei tipuri de viață cotidiană, îți dai seama care este sistemul cel mai bun, cel bun. În fond, istoria ne atinge pe noi prin viața cotidiană. Dacă eu am o viață cotidiană mizerabilă, nu poate spune nimeni că, și nu numai eu, adică nu e un caz special și aici aceste texte se confirmă unele pe altele și arată
că este la toată lumea, la absolut toată lumea, era același tip de viață cotidiană mizerabilă. Într-adevăr, însă, cartea e plină de umor. Mircea Cărtărescu, când mi-a scris prima oară despre carte, când i-am trimis PDF-ul, mi-a spus o carte tristă, plină de umor, după versul lui Bacovia referitor la România, o țară tristă, plină de umor. Dar eu n-aș spune că e o carte tristă. Este o carte tonică pentru că ea arată că am învins în sfârșit, tocmai prin faptul că am povestit acum, am reușit să învingem și noi, e drept cu un defazaj de 25 de ani, dar am reușit să învingem. Cartea a apărut, după părerea mea, simbolic în ajunul, în ajunul zilei de naștere a Monicăi Lovinescu, pe care o vedeți aici, care ne privește. Și aș vrea să vă amintesc ce spune ea despre comunism. Au existat 200 de locuri de detenție. Pedepsele s-au ridicat la 25 de milioane de ani de detenție. Au fost înregistrate 3 milioane de intrări în închisoare, unii fiind arestați de mai multe ori. Aproximativ 300 de mii de morți în detenție. Tot aproximativ 10 mii de femei. Cifre impresionante. Cartea totuși nu vorbește despre aceasta și am cerut celor care au participat să nu vorbească despre cazurile acestea extreme de închisoare, ci despre viața cea mai obișnuită. A ieșit exact cum au spus prietenii mei Radu și Mircea, a ieșit un roman absurd. Este, se citește ca un roman cu un singur autor, pentru că, într-adevăr, am decupat textele și le-am pus ca pe un mozaic la locurile lor. Și acest roman are punctul culminant în capitolul numit Administrative Instituționale, unde, de pildă, se povestesc încercări de racolare. Iată, Mircea Cărtărescu de 4 ori dus la miliție, eu însă vizitând miliția, și multe alte episoade, unele crâncene. Acolo e punctul culminant al cărții, dar dincolo de el, ea crește exact ca un roman, are un personaj care este personaj colectiv, deci un personaj care are multe voci, dar este același până la urmă. Mai este ceva ce mi se pare important la această carte și de fapt de aici mi-a venit ideea ei. Auzeam de la unii și de la alții mici povestioare de dinainte de 90. Și atunci mi-am dat seama că noi, cei mai mulți dintre noi, ne cunoaștem după 1990. Ne cunoaștem în libertate, când am putut să ne cunoaștem. Eu până în 90 făceam o navetă cumplită, nu apucam să-i cunosc decât pe cei din imediata apropiere. Aceste povești s-ar fi pierdut pentru totdeauna. Dacă auzi o singură poveste odată, ea te poate convinge sau nu. Dar când sunt puse la oaltă, ele capătă o forță care m-a uimit și pe mine. Într-un fel, mi-a amintit cartea de filmul Blow Up. În momentul în care am văzut poza, tot mai aproape, tot mai mare, am descoperit crima. Nu că aș fi ignorat-o, dar se vede această crimă. Pe oamenii din această carte îi veți vedea deci în situații inedite înainte de 90, pe Andrei Pleșu, de pildă, învățând noaptea pentru examen și apare o inundație și nu vă spun ce se întâmplă. Pe Mircea, cum ați auzit, dus la miliție. Pe Gabriel Liceanu îl veți vedea plângând că nu are ce să pună în sandwich-ul fiului său, dar și multe alte episoade are. Pe Lidia Bodea o veți vedea învățând la lumânare și dozându-și temele în funcție de lumină.
pe Radu Paraschivescu îl veți vedea observând lucruri de disidență din zona lui sau ocupând sau stând la coadă la ouă de Paște și lucruri de tipul acesta, sunt povești cu adevărat savuroase, sunt adevărate mini-romane, sunt niște povești nemaipomenite în această carte, care chiar că dau savoare întregului. Eu însă aș vrea să subliniez contribuția tuturor celor care nu sunt nume cunoscute de toți cititorii și care mi-au făcut bucuria unor texte nu numai bune din punct de vedere literar, dar și cu o memorie extraordinar de bună. Mă veți întreba de unde știu că aceste texte sunt adevărate și că nu m-a păcălit cineva. Și vă voi răspunde că nu am avut nevoie de verificare, pentru că textele se verificau unele pe altele. De aceea nu mi-a fost greu să le înlănțui. Ele pur și simplu mergeau așa, ca un fir roșu. Se înlănțuie și se confirmă unele pe alte. Verificarea adevărului acestor texte, scrise de oameni care, încă o dată, cei mai mulți nu se cunosc între ei, se află chiar în cadrul cărții. Efectul este unul tonic. Este o carte care face bine prin faptul că ai depășit răul, ai scăpat de el, poți vorbi uneori cu umor despre el, și este foarte binevenită. Aș spune că se adresează tuturor și voi încheia citând dedicația cărții. Cartea se adresează, este dedicată părinților noștri, pentru că ei, săracii, au dus greul. Unii dintre ei nici nu mai sunt aici. Copiilor noștri mai ales, pentru că ei trebuie să evite răul, deci ca vaccinul de care vă spuneam, și e bine să ne vaccinăm copiii. Și în fine, ni se dedică și nouă celor care am scris, pentru că merităm și noi măcar această consolare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, vă invităm să mai stați. Urmează și alte lucruri. Ioana Pârvulescu dă autografe pe cartea ei. E păcat să nu dea. Este o minune de carte. Toți cei de aici, da? Anonimii vor da autografe anonime, evident. Mircea Cărtărescu își va relua ocupația de înainte de lansarea asta, adică autografele. Și noi vă așteptăm mai departe. Mi-am amintit că voiam să dau un singur exemplu din carte. Rodica Zafiu, profesoară de română la Ciorogârla, lângă București, povestea că o bătrână ceapistă a fost invitată să intre în partid. În general, se încerca împingerea către Partida Țăranilor și nu prea vroiau. E, una s-a hotărât totuși să intre și a trebuit să îi se verifice nivelul ideologic. Și a fost întrebată tanti cu tare, ce înseamnă să fii comunist revoluționar? La care ea a răspuns, să fii supus, maică. Pe doamna Ioana Pârvulescu o așteptăm pentru autografe.